Către cititori, aici e casa mea, dincolo soarele și grădina cu stupi. Voi treceți pe drum, vă uitați printre gratii de poartă și așteptați să vorbesc. De unde să încep? Credeți-mă, credeți-mă, despre ori și ce poți să vorbești cât vrei. Despre soartă și despre șarpele binelui. Despre arhanghelii care ară cu plugul grădinile omului, despre cerul spre care creștem, despre ură și cădere, tristețe și răstigniri și, înainte de toate, despre marea trecere. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au putut. Amare foarte sunt toate cuvintele. De aceea, lăsați-mă să umblu mut printre voi, să vă ies în cale cu ochii închiși. Au lecteur. C'est ici ma maison. Là, le soleil, le jardin et ses ruches. Vous passez sur la route, regardez par la grille de la porte et attendez que je parle. Mais par où commencer? Croyez-moi, croyez-moi, on peut parler de tout en que l'on veut, de la destinée et du serpent du bien. Des archanges qui labourent les jardins de l'homme, du ciel vers lequel nous grandissons, de la haine et de la chute, la tristesse et les crucifiements, et avant tout, du grand passage. Mais les paroles sont les larmes de ceux qui voulaient tant pleurer et n'ont pas pu le faire. Bien amères sont toutes les paroles. Aussi laissez-moi marcher mieux parmi vous, et venir à votre rencontre les yeux fermés.